Răzvan, ai deja în CV-ul tău cluburi din două campionate puternice, Anglia și Italia. Cu ce ai rămas după aceste experiențe? Cum ți-au influențat stilul de joc și dezvoltarea carierei? Da, într-adevăr, pot spune că mi-am făcut junioratul în două dintre cele mai puternice campionate ale lumii. A fost un privilegiu pentru mine, a contat foarte mult, m-a ajutat enorm din punct de vedere profesional și atât și uman. Și ce pot să spun, am fost foarte privilegiat. Și cum ți-au influențat, nu știu, dezvoltarea carierei? Cu siguranță m-a influențat într-un mod foarte pozitiv. M-a ajutat, spre exemplu, m-a ajutat foarte mult, m-a învățat cum să mă alimentez, am învățat foarte mult pe partea de nutriție, mentalitate, m-a ajutat în foarte multe lucruri și chiar am apreciat acest lucru. De ce ai ales să te întorci în România? Cer să fiu, am ales să mă întorc în România pentru că am avut privilegiul acesta cu regula Under 21 și am considerat că este un lucru util pentru noi ca jucători tineri, pentru că cel mai important lucru este să joci la această vârstă. Și am considerat să fac pasul ăsta, să vin înapoi în țară și să încerc să joc la o echipă de seniori. De ce crezi că jucătorii români care pleacă în străinătate nu reușesc să se impună mereu? Da, e o întrebare dificilă, e destul de greu pentru că fiecare în parte se acomodează mai greu sau sunt diferiți factori pentru care nu se adaptează. Nu știu, nu aș ști să răspund la această întrebare, dar cred că cea mai mare parte este mentalitatea. Ai spus de regula O 21 că te-a ajutat foarte mult. Care crezi că sunt principalele efecte ale acestei reguli asupra campionatului? Principalul efect este dezvoltarea noastră a jucătorilor tineri și cum s-a și văzut, spre exemplu, la Naționala Under 21, am avut un parcurs extraordinar datorită faptului că jucăm, avem personalitate în joc, avem încredere, avem meciuri în picioare și minute și cred că e foarte, foarte, ne ajută enorm. Evoluezi pe același post ca antrenorul tău, Mirel Rădoi. Crezi că se aseamănă stilul tău de joc cu al lui? De când eram mic îl urmăream pe Mister și mi-a plăcut tot timpul. Încerc să ajung la nivelul lui și sper să o fac mai bine. Îmi doresc foarte mult. Ai vreun jucător care te inspiră? Care este idolul tău? Am mulți jucători care mă inspiră, dar idolul meu, ca să spun așa, deși nu joc pe același post cu el, este Zlatan Ibrahimović. I-am citit și cartea, îl urmăresc foarte, foarte des și îmi place foarte mult. Să vorbim puțin și despre echipa națională. Vă așteaptă două jocuri cu o miză foarte mare împotriva a două contracandidate la primul loc. Cum va fi primul meci, cel cu Portugalia? Da, cu siguranță știm cu toții echipa Portugaliei este o echipă extraordinar de puternică. Ne așteaptă un meci foarte greu, un meci de miză, un meci agresiv, ca să spun așa. Important este să mergem încrezători, să mergem să ne facem jocul și cel mai important să luăm puncte. După Portugalia urmează Bosnia, unde jucăm acasă, la Ovidiu, pe un teren pe care nici nu am pierdut, nici nu am câștigat până acum. Ce crezi că va fi diferit de această dată? Da, consider că va fi un avantaj pentru noi pentru că jucăm acasă, publicul va fi cu noi, vom fi foarte determinați, vom avea, sper eu, o atitudine foarte bună și sper ca lucrul acesta să ne aducă victorie. Se vorbește mult despre ceea ce ar însemna o calificare pentru această generație la un turneu final. Tu cum ai caracteriza o asemenea calificare? Un vis împlinit. Ne dorim foarte mult cu toții și suntem foarte aproape de acest lucru. Sperăm să realizăm acest lucru la final și să fim cu toții fericiți.